Vezi? Am avut dreptate să-mi punem la punct chestia aceea dinainte. Esențial a fost. Așa am făcut, acum problema. Dar nu ne depărtăm de problema asta, că mi se pare foarte interesant, ca observații. Noi putem să ne oprim așa. Unghiul ăsta e congruent de ăsta cu motive sociale, acolo un problemă, e terminat. Dar am găsit o chestie fantastică. Că într-un triunghi social, unghiuri la bază sunt congruente. Spectaculos. Asta o să țin minte toată viața mea. Deci într-un triunghi social, unghiurile la bază sunt congruente. Observații, notează-ți asta, observații, cu stricul roșu. Observații. Într-un triunghi social, totdeauna. Totdeauna, putem noi. Faptul că am continuat, am fost îndrăzneț și am mai mers încă o dată, m-am găsit o chestie spectaculoasă. Că unghiul greu, cu unghiul cer. Deci într-un triunghi, triunghi isoscel, cu baza, vezi, cu baza BC, da, cu baza BC, rezultă unghiul B, unghiul B congruent cu unghiul C. Foarte tare. Și încă ceva, asta e observație 1, încă observație. 2. Care iarăși ne ieșim numai aici, totdeauna. Este 20, cum să zicem noi? Cum se cheamă asta care pică așa? Bisector. E și bisectoare. Foarte tare. Deci AD e bisectoare, împărțit unghiul în două unghiuri congruente, da? Nu am spus că unul e cât doi, a unul cât a doi? Corect. Cum se numește asta e bisectoare, dar asta care nu este vârful cu mijloc, cum se numește? Mediană. Nu? Hai să ne spunem acum. Deci, totdeauna, dreapta care unește vârful cu mijlocul, se numește median. Notează. Segmentul care unește vârful, segmentul ce unește vârful cu mijlocul unui segment, cu mijlocul segmentului opus, într-un triunghi, da? Segmentul care unește vârful cu mijlocul laturile opuse, cu mijlocul laturile opuse, se numește mediană. Și asta ar însemna că într-un triunghi isoscel mediana este perpendiculară. Că dacă faci unghiul ăsta din 90, nu? Deci asta e observația. Într-un triunghi isoscel mediana este perpendiculară pe BC. Mediana este perpendiculară pe BC. Și 3. Adică ce este dacă e perpendiculară? Cum se numește mediana asta? Este înălțime. AD înălțime. Înălțime. Iar tot așa într-un triunghi isoscel, AD, care a împărțit unghiul ăsta în două părți, ce calitate are? Ai spus mai devreme. O, este bisectoare. Așa. Deci, AD bisectoare. Bisectoare. Adică aș spune așa. Ne-am ales din problema asta cu niște informații pe care să le păstrăm tot timpul. Într-un triunghi isoscel, bisectoarea este și înălțime, și mediană, și chiar mediatoare, pică perpendicular prin mijlocul segmentului. Deci, linii importante sunt mediana, mediatoarea, care e perpendiculară pe latura cu mijlocul laturii opuse, bisectoarea și înălțimea, da? Deci, toate din vârful acela aduse se suprapun. Nu una într-o parte, alta într-o parte. Toate sunt la același punct. Deci, notează și asta. Într-un triunghi isoscel, toate cele patru linii importante
Adică cine sunt cele patru linii importante? Mediana, bisectoarea, mediatoarea, mediatoarea și înălțimea. Da? Mediana, mediatoarea, bisectoarea și înălțimea se suprapun. Adică e una și aceeași. Da? Totdeauna. Mediana, mediatoarea, bisectoarea, zis, și înălțimea. Puteam să fac problema numai până aici, pac, terminat, da. Altă problemă. Da. Dar iată, ne oprim și insistăm și te rog să vă acorzi atenția cuvenită, că nimic nu-ți dau ție în plus, ci îți dau lucruri care sunt de folos foarte tare mai târziu. Mai târziu. Da. Și, mai și avem cu cât le repetăm mai mult, atât mai bine. Da. Da. Ține deschis aici, mai avem o problemă. Da. Cred că asta e un pic mai complex, văd că e cu trei de o picotată. Păi, dovadă. Că trebuie să fii, e un test ăsta, nu? Da, e un test, da. Trebuie să fii și o problemă importantă. Vedeți că și în asta care par simple, tot găsim. Sigur, 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 că trebuie să... Suntem la început și trebuie să înțelegem foarte bine niște testuri. Mai târziu să aglomerează. Se consideră unghiul ascuțit X, O, Y. Deci nu-i pot pe aia, da? Unghiul ascuțit X, O, Y. X, O, Y. Unghi ascuțit. Ascuțit. Ce înseamnă unghi ascuțit? Ești mai mic de 90 de grade. Măsura, așa spune, măsura lui X, O, Y, mai mic decât 90 de grade. Și în loc să scriu unghi ascuțit în cuvinte, am spus așa. Da. Pe O, X se ia punctul B. O X cu... Așa. X cu paranteză. Uite. Ăsta e punctul O. În unghiul O, X, Y. Da. Deci pe O, pe o X... Se ia punctul B. Uite cum scrim așa. Este semidreapta O, X. X. Da. Da. E rotund, domn profesor, aici. Păi, dacă spune, înseamnă că este în interior, așa. Da. Deci, ce punct se ia? O, X, se ia punctul B. B aparține lui O, X. Iar pe O, Y se ia punctul D. D aparține lui O, Y. Astfel încât triunghiul O, B, D, așa încât O, B, D este isoscel. O, B. Triunghiul O, B, D este isoscel. O, B, D, isoscel. De bază B, D. Așa, cu B, D. Segmentul BD de bază. Bun. Mai departe. Stop. Mai insistăm acum. Deci, B este pe OX. Aici. D e pe OY. Așa încât triunghiul OBD să fie isoscel cu baza BD. Cum să le iau eu pe D? Paralel cu B. Un paralel? Nu se poate. Adică, ce înseamnă paralel? Dar hai să insistăm acum. Dacă triunghiul este OBD, este isoscel cu baza BD. Păi, înseamnă că OB este congruent cu OD. OD! Știi ce rezultă? Că păi, băi, dar uite, aici vreau să fii atent. Nu stăm... Dacă e baza BD, dacă e baza BD, amândouă trebuie să fie congruent. OB cu OD. Deci, vezi, eu nu mi-am permis să mai merg mai departe, ci am vrut să valorific informația asta. Tu ai spus că D e paralel. Un punct nu poate fi paralel. Nu, am vrut să spun că e în fel față-înfață. Nu, dar nu există matematic față-înfață. Există așa, dacă e cu triunghi isoscel cu baza BD, celelalte două, adică asta și cu asta sunt congruente. Asta era informația. Da, și de aici știm că... Deci, dacă e de bază BD, da. Știm că OB e cu cât asta, OD. Mai știm din ce am văzut tot înainte, cum o să facem cât cu ăsta. Am învățat noi mai devreme. Corect. Da? Mai. Bun, vă dau mai departe. Da. Fie A mare aparține lui OB. Fie A mare, care aparține lui OB. Și C. OB, așa. OB între paranteze, amândouă. Așa, e pe interior. Rotunde. Rotunde, adică nu la capăt, nu prinde și capetele. Da.
E pe interiorul obâ, așa înțeleg eu, ai pe interiorul lui obâ, ai pe interiorul lui obâ. Este nu la mijloc. Și stai, ci... nu luați că vă spun până la capăt. Și C aparține lui OD. C aparține lui OD. Astfel încât AB, segmentul AB, congruent cu segmentul CD. Deci așa, fel încât AB congruent cu segmentul CD. AB congruent cu CD. CD. Ai mijlocul lui OB și ce e mijlocul OD? Ai mijlocul lui? OB. Dar de ce spus în mijloc? Nu spune nimic, dar nu e suficient. Zice că AB congruent cu CD. Într-un fel, A și D trebuie să fie pus în același loc. A și B. A și? D. 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 Adică dacă ai... D e pus, D e pus, gata, am scăpat cu D. C. AU și... Și C. Deci dacă AU e pus la mijloc, neapărat ce ori trebuie să fie... Dar nu vreau să-l pun la mijloc. Dacă nu e pus la mijloc, e pus oriunde, dar... La aceeași distanță. Unde? La aceeași distanță. Adică, concret, aici l-am pus pe A, pe OB l-am pus, eu l-am fixat. Și unde îl fixez acum pe... C. C. Încât A, B, să fie cât, cât D. Trage o linie din A. Până pe segmentul. Că-ți poți trebui, linii trebuie pe el. Păi, dar spune clar. A, B. O soare, nu? Sigur că da, A, B. Să fie cât cât dă. Deci ăsta, cât ăsta spune. Exact cât ăsta. Deci nu capi discuții. Într-un fel. Atenție, nu într-un fel, într-un mod sigur. Atât și numai atât. Deci aici spun ce? Ce? Punctul ce? Așa. Bun, deci asta nu tata avem. Bun. Și acum avem... Deci asta e toată ipoteza. Toată ipoteza. La punctul A. Concluzie. Amic. Trebuie să demonstrăm așa. Că triunghiul OAC... OAC... Este isoscel. Isoscel. Punctul B. Triunghiul BOC congruent cu triunghiul DOA. Și punctul C, OT, cu paranteză pătrată, de este, segmentul da, OT, dar nu e închis, mai în față aveți pătrată, cum trebuie să citesc, așa e segment, nu, OT este bisectoarea unghiului, așa, da, semidreapta, semidreapta, da, OT, bisectoarea unghiului, X, O, Y, unde T, punctul T, așa încât, se află la AD intersectat cu BC. AD, uite așa, AD intersectat cu BC egal punctul T. Punctul T. Deci T este egal cu AD, AD intersectat cu BC. Cu BC. Și acum îl punem punctul așa, T. Mulțimea. Da, mulțimea, da. AD intersectat cu BC. Trei puncte, da? Demonstrația. Punctul A. Se întreabă pe mine. Trebuie să arătăm că triunghiul A, O, C, isoscel. Cum? Să arătăm. C, isoscel. Ce ar trebui să arătăm ca să fie isoscel? Ce ar trebui să arătăm? Să arătăm cu ce O este congruent cu A, cu A. Ce? O. O. Congruent cu A, O. Asta ar trebui ca să fie întrebuit isoscel. Ce O cu A, O. E, vezi tu, reușești să arăți ce O congruent cu A, O? Cum arăți? Păi cuplez ce O cu A. Ce O cu A? Se leg așa? Da. Bun, s-a legat. Dar tu știi tu că latura asta e cât asta. Dacă reușești asta, ești fericit. Păi din, într-un fel, din dreapta A... Nu într-un fel. Din dreapta AOB, care este congruentul cu AOD, scădem... Dreapta AOB. Dreapta AOB. AOB. Nu OB, OB. Știu cu OB. Este congruent cu OD. Da. De acolo voi scădea AB. Da. Și din cealaltă CD. Așa. Și de acolo rezultă că OC e congruent cu AO. Păi vezi asta? Asta se face în analiza. Dar de unde știam noi cu OB cât OD? Ne spune în ipoteză.
Avem așa undeva scris? O B cât o de unde văzut asta? Păi spune că o, o, o B, D este isoscel. Așa. Deci din faptul că O, B, D, cum O, B, D, isoscel, cu baza care? Isoscel cu baza? Cu baza B, D. Cu B, D, rezultă. Deci fiind isoscel cu baza B, D, rezultă că O, B, rezultă că O, B, minus A, B. Nu, nu. Rezultă că, de fiind isoscel, O, B este? O, B este congruent cu? Cu O, D. O, D. O, B este O, D. Apoi. Cristina, ți-a rost să ne urmești un pic, să nu greșim, da? Deci fiind triunghi isoscel, O, B este cât? O, O, D. Și din dreapta O, B vom scădea A, B. Punem de sub A, B cât C, D. A, B. Congruent cu C, D. Și tragem linii și le scădem, membru cu membru. Și ce rezultă? Că O, A. Deci știm O, B. A. Minus A, B. O, B. E congruent cu O, D. Minus C, D. Da? Da. Dar ce înseamnă OB minus AB? Egal AO. O. AO. Deci de aici echivalent cu AO congruent cu? Congruent cu OC. OC. Și dacă cele două laturi sunt congruente, OC. OC. Și dacă sunt congruente, înseamnă că de aici cele se... Dacă... Că triunghiul COA... Da. Triunghiul COA este isoscel. Isoscel. Și da, dacă nu poate. Nu? Am arătat. Dar dacă este isoscel, și unghiul ăsta de la bază sunt congruente, că știam noi asta. Unghiul OA. Da, ca idee. Unghiul OAC. 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 Congruent cu unghiul OCA. OCA, nu? OCA din discuția portată. OAC cu OCA. Da. Bun. Acum, trebuie să arătăm triunghiul BOC cu triunghiul DOA. BOC cu DOA. BOC cu DOA. Păi... Hai să luăm triunghiul BOC. Știm că AB este congruent cu CD. Deci avem B... OC. Se coloresc foarte bine, da? Foarte clar. Spus. Bine. BOC, adică ăsta. Cu triunghiul DOA, adică cu triunghiul ăsta. Hai să așa să lăs pe asta. Da, mai bine așa. Da? Triunghiul ăsta și cu triunghiul celălalt. Acela lasă așa cu da. Care vedem mai bine. Așa. Deci la punctul B trebuie să arătăm că deci D, O, H triunghiul D, O B, O, C B, O, C, da? B, O, C B, O, C și triunghiul, să luăm spre comparație și triunghiul DOA. Nu las mai pe mama. Mama, ești atent. Criș, ești atent. Deci BOC și DOA, triunghiul este domnul acum, așa, ele au. Ia să vedem. Ne trebuie să fie elemente. Dar nu era triunghi? Că ați făcut o problemă. Triunghi, am zis așa. Și triunghiul, hai așa, da, foarte bine te întâlnit. Triunghiul BOC și DOA ne-am luat spre comparare. Mă, ce au eu? Știm că... Luăm un element din A, păi știm că A, O, D. O, O, A este congruent cu O, C. O, A, care e din triunghiul ăsta. Da. Da. Și cu O, C, din triunghiul celălalt galben. Da. Deci A, O, A, congruent cu O, C, care am muncit noi mai devreme. Uh-huh. Da? Din demonstrații.
demonstrație. Adică am demonstrat. OR, congruent cu OC. Bun. Uite, OA congruent cu OC. Când am arătat triunghiul isoscel. Ce mai au cele două triunghiuri? Păi, au că AD este congruent cu CB. Foarte tare. AD care din triunghiul cu, nu, colorat așa. Da, cu galben, nu, care înseamnă OB din triunghiul galben. Da. Deci au OA, OD, 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 așa cum am spus, congruent cu OB. OB. Și mai trebuie și oriți o lacură, dar nu prea văd. Dar lacura fi BC și respectiv asta mă gândeam și eu. Dar nu știu. De unde să știu? N-am nimeni informații. O de și obi am avut-o. Pot spune că, deci, unghiul DOA este congruent cu DOA. DOA, da. Este congruent cu unghiul COB. COB, sigur, mă, că e un comun. Și într-un triunghi și în altul. Deci DOA, unghiul DOA, congruent cu unghiul. Congruent cu unghiul COB. 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 Deci congruent cu unghiul COB. Deoarece CB este congruent cu A. Gata, în ce caz? Ce caz? Sunt trei elemente. Sigur. Noi mai scriem că O privește la... Nu, când... Gata, suntem în cazul de congruență. Latură, unde latură? Deci conform latură, unde latură? Triunghiuri luate în discuție, acestea, BOC, BOC, nu? Da. Deci, triunghiul BOC este congruent cu triunghiul DOA. DOA. Și dacă sunt congruente și celelalte trei. Acum intrăm pe discuția aceea. Că vrem noi să mai adăugăm, nu se știe dacă noi să scriu așa. Păi nu, din cauza că sunt congruente și celelalte trei a care intrau, care nu au fost prinse, sunt congruente de două câte două. Acum cine este congruent cu cine? Acum a treia. CD cu AD. CD. CB. CB cu A, da. CB congruent cu AD, apoi CB cu AD, apoi ce mai au? Acolo am scris RAOB, da? Încă unghiul ODA este congruent cu unghiul ODA. ODA. Deci, încă o dată, ODA, ODA, ăsta de aici. Deci, eu privește OA, atunci ce o să privească OA. Deci, OC, deci, DOB, DOA. DOA, când zici DOA. Nu, ODA. ODA. ODA este congruent cu OCB. Cu O? O? OCB. ODA, ODA, privește prin cine? BOA. OA. Da. Și OA cu cine e congruent? Cu OC. OA e cu OC. Și OC? Ce privește la OC? B. B. Adică OB. OBC. Așa, OBC cu? Congruent cu ODA. Așa. OBC. OBC. OBC congruent cu? ODA. ODA. Și al treilea, un cu al treilea, au rămas care unghi? Păi au rămas unghiul acolo cu, deci, OAD. OAD, sigur, al treilea unghi, OAD. Cu OCB. Cu OCB. Că nu mai rămas OCB. Deci OAD, OCB. Și iată-ne în clipa asta că am scris congruența și am făcut punctul B. Da? Ce mai avem? Că OD e bisectoarea unghiului X, Y. Adică trebuie să arătăm, uite, vestul așa, dar punem pe O cu T, că OT împarte unghiul ăsta în două unghiuri congruente. Da.
sartă. Că AD... Cu unghiurile astea? Asta ar trebui să arătăm, cu unghiurile astea de aici. Păi am spus că e sus cel mai aici, nu? Da? E către unghiul de asta de aici. Dar nu trebuie să spunem AD cu BC. AD cu... Păi da, intersecția lui AD cu BC. AD cu BC cu punctul T. Da. Și dacă ne găsim pe punctul... Și asta e cel nou. Nu, 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 nu. Deci spune că T ăsta nu e la întâmplare. T este intersecția. Da. Și că acum trebuie să arătăm noi că o T e bisectoare. Păi ei ne spun. Nu, nu. Nu. O T... În compuzii suntem. Adică asta e cerință. Da. Da? Deci trebuie să arătăm că O T e bisectoare. Adică... să arătăm că O e congruent cu O T. Ca să fie bisectoare, ar trebui să arătăm că unghiurile sunt congruente. Da. Deci am arătat că alea sunt congruente. Nu am arătat unghiurile sunt congruente, nu? Nu, o A, T și cu T. O A și cu O, ce am arătat că sunt congruente. O A... O A cu O, C sunt O congruente. A cu... O, C. C. O, C, știam că sunt congruente. Congruente. Da. Deci, ca să fie unghiurile astea congruente, despre care nu știm, da, ar trebui să vedem unghiul ăsta să-l prindem într-un triunghi. Triunghi. Celălalt unghi. Adică, adică triunghiul T-O-A și T-O-C. T-O-A și T-O-C. Și T-O-C. Cât trebuie să arătăm că sunt congruente. Deci, T-O-A și T-O-C. Și dacă reușesc să arăți că triunghiurile sunt congruente, ești mare. Păi știm că am latură O-A și O-C e latură congruente. Am deja o latură. Da. O este ăsta, unghiul comun. Cum să fie? Pentru că o prin aici. Într-o pare și-o pare. Deci O, A, O, C, da? Da. Bun. Ce mai ai? Că... Păi latură n-am pus mă scot de acolo. Ai pe O, T. Care e comun. Da. Că O, T și într-un triunghi și-o vrea. Și un unghi. Un unghi. Cred că acolo O-A-T e unghiul. O? A-O-T, A-O-T, mă spun. A-O-T, tocmai trebuie să aveți ăla. Trebuie să ne arătăm, bisectoare. Deci, tu vrei unghiul ăsta ca să fie, dar nu-ți iese tipa asta. Păi știu că triunghiul ăsta, A-O, A-C... Stai, dar unde-i tu? Nu, nu pot să spun că e... Isoscel. Da, vreau să spun că e isoscel și... Nu știu. Bă, hai să te-ai oprit la triunghiul ăsta, O, A, T și O, T, C. Că-ți plac triunghiurile. Dacă ai zis că-ți concret, e gata, ești. Dar ai pe O, T comun, ai pe O, A, cu O, C. Dai două laturi, despre unghiuri nu te poți lipi, din păcate. Dacă ai arăta că T, că A, T ca latură, ar fi că T, C. Ca să ducem latură, latură, latură. Visez. Oare latura asta o fi cât asta? Da? Asta ar fi problema. Oare latura de aici e cât asta de aici? Da, dar latura asta în care triunghi ar intra? A, T. A-t-b. În A, T, B. A, T, intră în A, T, B. Da. Iar T, C, unde intră? În care latură? T, C, în C, T, D. C, T, D. Și acum am zis, dacă aș arăta că astea sunt congruente, mi-ar și astea sunt congruente. Și m-aș duce la latură, latură, latură. Păi sunt congruente, trebuie. De unde știu că sunt congruente? Păi, știu că A, B, cu C, D. Bun. Știu că AD, A, CD cu AB. Deci AD e cât CD. Gata, știu asta. Asta da. Latura asta e cât asta, chiar dat în ipoteză. Da, și AD e comun cu CB. AD cu CB, de unde știi? A,
Ați demonstrat acolo jos. Am demonstrat. Unde am de A, D, toată? Uitați acolo. E cât am demonstrat. Da, 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 da. Bun, am înțeles că sunt astea. Dar nu știu eu... Eu am triunghiul ăsta, A, T, B, micuț cu micuț. Păi știu că... Ne concentrăm la triunghi acum. Păi da, C, O, T, C, T, D. Este un triunghi isoscel. C, T, D? Da. Nu știu. N-am motiv. Am pe A, B? Păi să vățim dacă A, A, D este egal cu... AD nu poate fi egal cu AT cu OTD? Nu, n-am niciun motiv, mă. Păi pentru că spune că T este în mijlocul. Nu spune. Nu spune. Nu spune. Să demonstrăm că T este bisectoare. Se poate, dar nu că stă în mijloc. Nu spune că e în mijloc. Nu pot să mână deloc. Mă, ne oprim la cele două triunghi când trebuie, știi, din pământ, din iarbă verde, trebuie să reușim triunghiurile să fie congruente, că dacă sunt congruente, înfurnizează după aceea că AT va fi că TB, TC, și m-am dus în triunghiul dinainte și gata problema. Hai să ne concentrăm tare, tare de tot pe triunghiul ăsta. Și cu triunghiul, cu ce culoare, cu roșu să-l fac, e triunghiul ăsta. Cât tare mult vreau să fie asta. Am A, B, cât, cât D? Da, da. Acum, eu din cazul din teorie, știu că la congruența triunghiurilor, dacă am câte o latură, mi-ar trebui unghiul la bază, de lângă el, la capete. Da. Unghiul ăsta de aici, cu care unghi este din ăsta de aici? Cu unghiul C? Ăsta din B face parte din triunghiul ăsta mare. Mm-hmm. Care era din triunghiul celălalt cu ăsta de aici. Deci unghiul de aici, între unghiul O, B, C, care a fost cât? Cât O, A, D. O, B, C. Cât O, A, D. Și păi atunci unghiul din B, B era egal cu... B-ul cât D-ul. Da, B-ul cât D-ul. Avem o nevastă. B-ul e cât D-ul, uite. Da. B-ul e cât D-ul. De-aia spun să scriem acolo. Deci ăsta e important. B-ul, da. Ăsta de aici cu ăsta de aici. Bun. Și dacă ar fi și ăsta la tu... Și dacă ar fi și ăsta la altul, vecinul cu vecinul de păi aici? Da. Păi este. Din ce motiv? Am demonstrat. Unde am demonstrat? Acolo. Cu A. Jos, unde e? A. N-am mai. No, păi avem o A, D. O, A, D. A. Ăsta. Da. Cu O, C, B. Cu O, C, B, da. Da. Dar cum sunt O, A, B și cu A, B, D? Nu, cu scheamă asta că sunt. În prelungiri, cât fac formează astea? Cum se cheamă unghiurile astea? Am uitat când formează 180 de grade, cum se numesc astea? Nu știu, nu am zis. N-ai auzit niciodată? N-ai auzit unghiuri suplimentare, complementare? Da, da. Ce vezi cum? Unghiul A, O, A, D și cu D, A, B sunt unghiuri suplimentare, suplimentare, că fac împreună 180 ăsta, adică ăsta și cu ăsta. Deci, unghiul B, A, T e cât T, C, D, pentru că au același supliment. Cu unghiul ăsta și cu ăsta erau congruente. Ați spus tu aici, A cu C. A cu C. Suplimentele lor sunt congruente. Și iată cum tu, pentru că erai nebunit pentru a prinde A, T, e cât T, C, ai te-ai dus cu privirea spre triunghiul A, T, B, dar de ce ai umblat acolo?